Oamenii sunt dominați de frică. Tot felul de frici. Frica de cancer, frica de accidente, frica de ce o să li se întâmple la copii, frica că voi pierde slujba, frica că n-am ce mânca. Sunt atâtea frici. Vreau să vă spun că l-am auzit pe Richard Wurmbrand spunând odată că nu te teme, e scris în Biblie de 366 de ori. Adică pentru fiecare zi din an scrie nu te teme. Și pentru că există un an biset în care mai există o zi și pentru aia ai pus nu te teme. Nu te teme, nu te îngrijora, pentru că la cârmă e tata, el e la cârma corăbiei și copilul acela care în furtună se juca liniștit și a fost întrebat de cineva, tu nu te temi de furtună? Nu mă tem de furtună, că tata e capitanul și tata e la cârmă. Copilul se încredea în puterea lui tata. De cea mai mare încredere, de cea mai mare importanță pentru eliberarea de frică e încrederea în Dumnezeu, care îmi garantează absolut toate lucrurile, le combin pentru binele tău ultim. Pentru moment nu se vede că ar fi binele meu. Foarte multe situații în viață mă pun în încurcătură. Unde e binele în situația asta? Dar garanția lui e că pentru binele meu final, pentru binele meu ultim, le combină el pe toate. Dacă mă încred în el, atunci se întâmplă ce spune în Isaia 25, celui cu inima tare, tu îi garantezi pacea, da, pacea, fiindcă se încrede în tine. Avem o cântare celebră, mă încred în el, orice s-ar întâmpla, oriunde aș fi, el e cel care îmi conduce viața. Și mai este ceva. În 1 Ioan, capitolul 4, Ioan spune, în dragoste nu este frică, pentru că dragostea desăvârșită alungă frica. E greu să vă spun, dar când mergeam la anchetă, mă rugam lui Dumnezeu și mă rugam și pentru anchetator. Mă rugam pentru mântuirea lui. Și la un moment dat i-am spus, vreau să știți că eu mă rog pentru dumneavoastră, pentru mântuirea sufletului dumneavoastră. Și la un moment dat, într-un moment așa de care nu, poate nu și-a dat seama că scapă o intimitate, a spus domnul Țon, toți pe care anchetez mă urăsc, dar cu dumneavoastră e altfel. Nu știu cum să o spun, dar e o plăcere pentru mine să fiu cu dumneavoastră. A fost unul dintre cele mai mari momente ale vieții mele. Era cel mai rău dintre anchetatorii care avea pe vremea aceea securitatea. A fost publicate două pagini despre el în România Liberă după Revoluție. Nu-i spun numele că asta ar fi răzbunare. Și el mi-a mărturisit, deci, am găsit un om care nu mă urăște.
era cea mai mare biruință a vieții mele. Mă duceam acolo, nu la un torționar, mă duceam la un om care avea nevoie de Dumnezeu și singura lui șansă să-L vadă pe Dumnezeu era să-L vadă pe Dumnezeu în mine. Prin urmare, în dragoste nu este frică. Dragostea desăvârșită alungă frica. Știu că vă e frică. Domnul Iisus ne-a eliberat de frica de moarte pentru că a murit moartea noastră. Domnul Iisus ne-a învățat, încredeți-vă în Tatăl, nu vă mai îngrijorați. Așa cum El are grijă de păsări și de crini, El va îngriji și de voi. Și mai mult decât orice, echipează-te cu iubirea lui Dumnezeu și vei vedea că oamenii cei mai feroce în fața unuia care iubește nu mai au nicio putere. Întâmpină-ți toți dușmanii cu iubire și îi desfințezi. Biruiește prin încredere și prin iubire.